Scena teatrului dramatic Ide Sârbu, aceeași scenă unde stăteam de vorbă cu Hausvater sau cu Măniuțiu, de această dată îl aduce în Valea Jiului, mai precis la Petroșani, pe Alexandru Dabija, cu siguranță una dintre figurile reprezentative ale fenomenului cultural per ansamblu din România. Sigur, se întâmplă în Petroșani, se întâmplă într-o perioadă în care în stradă avem circ, iată că pe scena teatrului avem lucruri cu totul și cu totul altfel decât cele întâlnite într-un oraș mic de provincie, într-un oraș din Valea Jiului. Nunta lui Figaro cu nași, cu nuntași, cu lăutari, cu actori, cu scenograf și, bineînțeles, cu regizor alături de noi pentru aproximativ 80 de minute într-o discuție pe care cu siguranță nu îmi va fi foarte simplu să o conduc, e mult spus, moderez. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Actorilor le spun bun găsit pentru că bine ați venit, le-am spus la mulți dintre ei când au sosit în Valea Jiului. Care a fost impactul cu această zonă despre care se spune că, în afara faptului că bei apă din ea și nu mai pleci, e plină de oameni cu cozi de lopeți în mână, cu furtune de presiune, pregătiți să viziteze Bucureștiul la ceas de seară? Nu mai am imaginea asta, nu. Nici nu aveam, n-aveam imaginea asta. N-aveam imaginea despre Valea Jiului așa. Impactul a fost normal. Normal însemnând că am un drag deosebit de a lucra în teatre mici, în teatre de provincie, cum ați spus, așa, mai nebăgate în seamă. Deci pentru mine nu e un... Nu vin din... din turnuri, așa, deci nu aparțin regizorilor greu abordabili și chiar îmi face plăcere să lucrez. Am o experiență marginalității, dacă vreți să vorbim mai doct, așa, mi-a plăcut. Vin dintr-un debutul meu și meseria, am început-o la teatru din Piatra Neamț, e adevărat, când Piatra Neamț era un teatru formidabil al țării, dar orășelule cam seamănă. Deci nu am șocul ăsta al provinciei sau o imagine sau prejudecăți despre Valea Jiului. Putem vorbi de două lucruri. Despre impactul pe care l-a avut întâlnirea mea cu trupa, în primul rând, cu doamna directoare, cu directoarea teatrului, cu teatru. Și din punctul ăsta de vedere, impactul a fost valabil. Deci mi-a plăcut foarte tare din prima, pentru că sunt tineri, pentru că sunt adunați de nevoi, bănuiesc, dar sunt adunați, locuiesc toți în teatru, care e un lucru formidabil pentru teatru și pentru că aici, neîntâmplându-se mare lucru sau aproape nimic în afară, nu avem altă șansă decât să ne ținem de muncă, decât să ne ținem de repetiții. Asta în ceea ce privește teatru. Cu orașul, cred că și cu Valea Jiului în general, nu vin nici eu din Miami, nu vin din... Deci vin din București, care este o nenorocită de metropolă, e adevărat, aglomerată și asta, dar nu se întâmplă nici acolo mare lucru. Deci nu eu sunt omul care să critic sau să am o părere proastă despre provincia în care nu se întâmplă absolut nimic. Deci cred că e un oraș valabil, acum n-am văzut încă spectacole, n-am văzut încă reacția publicului, deci asta nu pot să-mi dau cu părerea și să-mi spun ce înseamnă teatru pentru locuitorii din Petroșa. Propun să facem cunoștință pentru cei care nu au fost până acum la teatru, adică mulți dintre telespectatorii noștri, și cu trupa din spate. Nu o să nominalizez eu de pe afiș, o să-i rog pe fiecare în parte să se prezinte pentru telespectatori. Avem un microfon pe undeva, pe acolo. Așa, să facem cunoștință pe rând cu cei care ne privesc, oameni nu neapărat consumatori de teatru, pur și simplu cetățeni care se uită cu ochii mari auzind de unul Dabija, de care au citit prin cărți de specialitate, poate, pe care l-au văzut în studiourile mari de televiziune, că este aici, pe scena asta prăfuită a Teatrului Dramatic Ide Sârbu.
Da. Ziceți. Bună seara, eu sunt Homiceanu Radu și sunt actor aici la teatru. Încântați. Da, și vă așteptăm la teatru. Vă așteptăm cu mare drag. Da, bună seara, eu sunt Horghidan Radu și la fel, sunt actor aici la teatru și o să dau microfonul mai departe. Tot lui Radu. Radu Tudor. Andreea Cehristu. Am crezut că zice tot Radu. Valentin Motroc. Nu sunt Radu, ci Dorin Cioarec Zachei. Dragoș Andronie, bună seara. Bună seara, Ioan Andreea Florescu. Bună seara, Răzvan Epure. Din Galați. Bună seara, Irina Bodea Radu sunt. Bună seara, Mirela Găman. Ce se supă. Bună seara, Teodora Ținea. Bună seara, Anca Maria Ghiță. Cu siguranță pentru mulți dintre privitori, vă mulțumesc, nu este un moment plăcut pentru că ei sunt cunoscuți iubitorilor de teatru din Valea Jiului, însă sunt și oameni încântați de cunoștință, cu siguranță. Adam Milea nu mai este, a fost în Valea Jiului, asigură partea muzicală a acestui eveniment, iar scenograful Ioana Pașca nu vrea să vorbească în această seară. Asigură scenografia și asta spune totul. Da, mai bine desenează. Spuneți-mi ce înseamnă această trupă tânără, niște bolunzi în termeni populari care au venit în orașul făcut celebru de Miron Cozma după 1989 să facă teatru. În general, oamenii sunt destul de reținuți când aud în Petroșani există un teatru și nu s-a transformat deja în cofetărie, pentru că se întâmplă în multe orașe din țară. Care a fost impactul cu trupa de aici? Eu zic că e bine, depinde de... că e bine, e limpede că e bine, e minunat când vin actorii, când vin actori, mai ales când vin actori tineri, când media... nu știu care e media de vârstă în teatru, dar oricum ar fi... noi, cei mai în vârstă oameni dintre noi, nu? Că cine? Bebe, nu? Bebe, care are 29 de ani, 30, nu? 30, la 3. Deci, vorbim de maximum, asta este obținut, dar în rest, media de vârstă este extrem de coborâtă, e 20 ceva de ani. Asta, nu, asta e un lucru minunat, este extraordinar. Nu știu ce înseamnă asta financiar, nu știu ce înseamnă pentru oraș neapărat, dar teatrul n-a început acum aici. Nu? Teatrul din Petroșani a existat. Acum, perioada de după 90, perioada agitată și ce s-a întâmplat cu mineritul și are mai puțin legătură cu teatru. Cred că ce trebuie să luptați acum și bănuiesc și ce faceți dumneavoastră acum aparține tot, ține într-un fel tot de campania asta de a urni într-un fel opinia publică sau cetățenii sau oamenii să-i facem, să-i convingem că viața nu e chiar atât de gri, chiar atât de urâtă și chiar atât de nenorocită, încât să nu te duci la teatru. Pentru mine, care practic meseria asta de 35 de ani, de o grămadă de ani, dar pentru mine chiar spectacolul viu, spectacolul teatru și mai ales când e făcut de oameni tineri, vorbesc de energie, nu neapărat de vârstă și de oameni care încă au chef să facă. Lucrez în foarte multe teatre în care lipsa de entuziasm așa și de chef e cronică. Ori aici asta contează. Sunt oameni care asta fac, lucrează, fac teatru, repetă și cred că ar trebui să joace ceva mai mult sau să iasă puțin în public. Altfel, eu înțeleg ce încercați dumneavoastră să mă trageți în zona în care să fiu eu mai critic cu Valea Jiului sau cu oamenii de aici care poate au un tip de inerție, de... Nu neapărat. Oamenii sunt chiar îngăduitori. Teatru într-un oraș de provincie pare uneori un elefant în Piața Victoriei. Atâta timp cât rămâne... Argumentul ăsta, asta era o discuție care se purta și în 70. Și în 70 și ceva. Erau orășele din astea în care sunt... Dacă se punea problema utilității sau nu, avem nevoie, vestita între avem nevoie sau nu avem nevoie. Nu pot decât să vă aduc aminte că și Andrei Șerban când a venit în România a făcut un spectacol cu care se chema așa, avem nevoie de teatru. Dacă avem nevoie de teatru. Erau niște dezbateri la Teatrul Național. Deci, asta e o problemă care există peste tot.
Ce înseamnă pentru un actor tânăr nu știu. Evoluția într-un astfel de teatru? Sigur, vom vorbi și cu ei. Speranța că într-o bună zi vor merge înspre un teatru mai mare sau pur și simplu această dragoste pentru public, pentru scenă. Sunt văzute în continuare aceste teatre din orașele mici doar ca o rampă de lansare? O actoricește vorbind, da. Da. Eu așa cred. Nu cred că există vreun artist din lumea asta, indiferent la ce nivel de performanță, se așează, nu cred că există vreun artist care zice eu acum vreau să mă duc la Zalău și acolo vreau să-mi închei viața și să... Nu cred că nimeni, nu, e normal să fie așa. Repet, dau exemplul ăsta cu Piatra Neamțu pentru că ăla era un teatru și este și acum în care oamenii vin, joacă și vor să plece. La un moment dat, sigur că da, vor să plece într-un teatru mare, vor să, nu știu, să facă filme, dar asta e o condiție a meseriei astea, e firesc să fie așa. Șansa de a fi la Petroșani, cum e acum pentru oamenii tineri, este că joacă. Deci așa se împarte, meseria asta se împartă între unii care nu joacă la Teatrul Național din București și unii care joacă la teatre mai nebăgate în seamă. Și atunci cred eu că adevărații profesioniști aleg întotdeauna varianta cu jocul, de a juca. Și cred că în primul rând de asta au venit aici, ca să joace. Că nu cred că salariul este o chestie extrem de atractivă. Nu cred că cred că da. Nu știu, să-i întrebăm. Nu cred că adun averi aici. Da. Cu siguranță nu. Condiția actorului din ziua de astăzi, actorului dintr-un teatru mic, aici înțeleg că totuși există condiții față de alte locuri similare din țară, condiții de a lucra, de a-și desfășura activitatea, pentru că sunt în continuare teatre care au probleme cu plata utilităților. Da, da, am lucrat în teatre tot pe vremea asta, am lucrat, adică tot așa în iarnă, în care se lucra cu paltoane, cu căciulile, cu mănușile. Da, și tot așa făceam o piesă cu cântecele, cu niște cântecele, ca și asta de aici, și în care actorii nu puteau cânta la un moment dat și eu am început să fac gălăgie și nu puteau cânta de foame. Da, deci nu e o chestie tristă. Dar după insistențe am aflat, dar de ce nu cântați? Pentru că erau vreo 3-4 ici care au spus, știți, noi n-am mai mâncat de ieri, am mâncat niște... Și de aceea ați mâncat stixuri. Mâncase niște stixuri. Normal, după ce au cântat de 2 ori, i-a luat amețeală. Deci există și varianta asta. Nu suntem cei mai nefericiți. Da, e o nenorocire în zona asta. E un dispreț, evident, dar n-aude nimeni, nu face nimeni nimic. Adică salarii de 4-5 milioane, nu știu, cred că astea sunt lefurile. 5 milioane, la 5 milioane de lei, la revedere. Condițiile de aici sunt formidabile pentru că au unde să stea. Dar în teatre în care trebuie să plătești chirie, sau, nu? Că te duci într-un orășel în care ai de plătit chirie și să-ți mai... Chiar nu se poate trăi. Deci sacrificiile sunt de obicei mari. Și locul de aici, cred eu că are, și dacă aveți răbdare, și începe să vină și lumea și să se mai se ridice așa, s-ar putea să întâmple și minuni. Nunta lui Figaro, revenind la afișul evenimentului care are loc la sfârșitul săptămânii, un eveniment, într-adevăr, ilustrat sugestiv, am spune. Probabil că mulți dintre privitori au văzut acest afiș deja. Pentru cei care nu l-au văzut, cu siguranță mai au încă timp să o facă. Ce înseamnă nunta lui Figaro, trecând peste amănuntul că nu e în post? Da. Înseamnă că când am primit invitația să lucrez la Petroșani, am gândit la un text contemporan. Am vrut să fac un text contemporan, un text mai violent, mai agresiv, un text mai... Mă gândeam că se potrivește. Știam că e o trupă tânără, nu-i cunoșteam, încă nu făcuserăm cunoștință. Și am mers într-un fel așa la două capete, deci am avut de ales între un text contemporan și un text clasic comic care ar fi fost Nunta lui Figaro. Am venit, am tras niște
audiții, niște probe, niște discuții și am ajuns la concluzia, eu zic că bine, eu zic că e mai bine, că să facem un text mai cu minte ca limbaj, mai cu minte ca tip de agresivitate și un text care să poată, cum să zic, asta și încercăm acum în repetiții, care să poată aduna trupa. Nu e un text, nu e un text neapărat făcut pentru mari performanțe individuale sau pentru roluri formidabile sau pentru o regie fabuloasă sau pentru să te duci la premii, să te laude critica, să te laude ziariștii. Cred că nunta lui Figaro și titlul, chiar e făcut, e un spectacol făcut pentru public. Asta a fost. Să-i adunăm pe copiii ăștia împreună, să joace împreună, să învețe din ce în ce mai bine să fie împreună, să joace împreună și să ofere un spectacol spectatorilor. Deci, cred că până la urmă alegerea a fost mai bine așa decât un text contemporan, dur, care poate ar fi creat reacții de adversitate mai mari. Eu nu mai sunt, adică trec acum printr-o perioadă mai calmă, ca să zic așa, nu mai fac mari provocări la nivel de text. Am trecut de perioada asta, mai am răbdare. Interesantă și remarcată fotografia pe care ați folosit-o. La afiș? Da. Asta? Este într-adevăr greu... greu de închipuit că nu o vom vedea, înțeleg, în piesă. Nu. E o imagine pe care spectatorul o vede doar pe afiș. Deci trebuie să aibă afișul neapărat. Da. Prietenul meu, Măniuțiu, a avut spectacole pe care le vedea printr-o găurice, așa că asta încă e o mică copilărie. Da, e o imagine de nuntă. Noi ne jucăm cu... încercăm să ne jucăm cu nunta lui Figaro. Nu ne-am ținut de litera textului. Muzical, Ada Mil a avut o muzică care nu are nicio legătură cu Beaumarchais, nu are nicio legătură cu peisajul cultural, spiritual, franțuzesc. Deci e chiar un spectacol deschis și extrem de liber. Și așa e și povestea cu nunta, cu poza, cu afișul, cu fotografia care reprezintă o nuntă. Că am stat și ne-am gândit pe aici ce afiș să face, ce e nunta, asta este, toată lumea la o masă. Fiind vorba și de Beaumarchais și de franțuzi, am făcut puțin și aluzia clasică asta, care se și vede în fotografie puțin. Și de nunta din Cana și ceva și din cina aceea de taină. Deci, și ce să nu zică lumea că ne-am făcut chiar așa un spectacol în care ne bate în joc de Beaumarchais. Nu ne bate în joc de el, dar l-am depășit puțin așa. Suntem în 2000, în anul 2000. Nu știu cât de atractiv poate fi afișul așa, pentru că el e destul de cuminte. E un afiș cuminte. Dar, în același timp, nu știu dacă publicul din Petroșani vine după ce vede afișe. Trebuie să le vadă. Dacă le vede, atunci o să vină. Publicul va fi pe scenă. Publicul este pe scenă, da. Știu, suntem... fac parte dintre regizorii care sunt blestemul directorilor. Directorii de teatru își mult părul din cap întotdeauna. Când noi venim și zicem, acum stă publicul pe scenă și nu se folosește sala, e vorba și de numărul de spectatori, dar... asta e. Teatru s-a schimbat foarte tare. S-a schimbat din 90 în sensul că s-a lățit așa ca forme. Actorii au nevoie de prezența publicului să-i simtă și fiind vorba despre o comedie, noi încercăm, cel puțin așa zicem, să sperăm că măcar o să zâmbească cineva, fiind vorba despre o comedie, am vrut să avem reacția publicului cât mai aproape de noi. De spectatorii vor fi pe scenă, așa am gândit decorul și mărturisesc că e și o grijă. Se întâmplă de multe ori, nu numai în provincie, se întâmplă și la alte teatre, mai cu moți, mai așa, mai cu pretenții. Și la teatre cu pretenții. E foarte trist când într-o sală de 500 sau 400 de locuri, nu mai spun de sările mari, într-o sală de 400 de locuri, 100 de oameni, sala arată goală. Deci, tristețea unei săli goale e ceva
poate fi catastrofal pentru un spectacol. Și atunci argumentul care a venit când teatrul s-a eliberat așa de constrângeri a fost ăsta, că mai bine ai 50 sau 60 de spectatori într-un loc intim adunat și în care lumea se poate, se văd spectatorii unii pe alții și se îndeamnă altfel decât 50 de spectatori risipiți într-o sală mare. Deci, cam astea cred că sunt argumentele pentru care am adus spectatorii aproape. Ca să nu mai zic de faptul că actorilor, în marea lor majoritate, chiar dacă fac, se opun câteodată la început, le face mult mai bine apropierea de spectator. Deci ideea că cineva te urmărește de aproape te obligă. Te obligă teatral să nu mai minți așa de ușor. Te obligă puțin. Așa că eu cred că e bine pentru actorii tineri mai ales să joace cu spectatorii foarte aproape de ei. Haideți să vedem ce spun actorii tineri. Ar fi bine să care vedem. Se află în spatele nostru, pe unde este microfonul. Ce înseamnă da? Ce înseamnă nunta lui Figaro? Ia cătă mireasa. M-ați prins. Ce înseamnă? În primul rând, cred că aș putea să spun și cred și în numele colegilor că e o onoare, în primul rând, să lucrăm cu domnul Dabija. Urmați, decriptat următoarea întrebare. Da, așa. Și în primul rând mă consider norocoasă ca după 2 ani după ce am terminat facultatea să lucrez cu regizori mari, cu regizori care reprezintă teatru, ca să spun așa. E o provocare, mi-a fost teamă, sunt foarte sinceră că mi-a fost teamă să... Dar asta înseamnă că acum nu-ți mai e. Păi nu prea, că m-am obișnuit cu dumneavoastră. Da. Emoțiile de la început, dar pe urmă, oricum, domnul Dabija creează o atmosferă la repetiții. N-ai cum să fii crispat, n-ai cum să nu te simți relaxat, n-ai cum să... Nu e bine? Să te ia la guvern. Nu, asta trebuia să spun. Ba da, dar tot, să te facă am purtătoare greșit. De cuvânt la guvern. Asta trebuia, asta ai. Era de pe pagina aia la altă. Da, deci... Cred că se vede, în primul rând, că nu sunt eu obișnuită să vorbesc la TV. Deci am emoții. Ce să spun, e o experiență plăcută pentru mine și cred că pentru toți colegii și care clar cum să spun, cred că acum am crescut puțin mai mult. Nu știu neapărat dacă o să simt acum la premieră, nu o să simt asta, dar ceva s-a întâmplat cu mine și s-a întâmplat în bine și nu doar cu mine, cred că toți colegii, e valabil pentru toată lumea. Sunt actori care n-au avut ocazia încă să lucreze cu Alexandru Dabija, deci pot să mă mândresc cu asta. Mă dau mare. Să vedem nuntașii, ce spun nuntașii. După costum, ai zice că e generică, dar nu e, este nuntaș. Ce înseamnă lucru pe o scenă din Petroșani, pe o scenă de teatru din Petroșani? M-ați întrebat pentru că știți că nu sunt de aici? Am înțeles asta, nu neapărat. Nu, e un lucru plăcut. Teatru în general e un lucru frumos. Nu contează, cred eu, în ce loc îl faci din țară, atâta vreme cât îl faci cu pasiune, cu dăruire și cu implicare și cu inima. Și deci teatru din Petroșani este tot o pagină dintr-o carte mare care cuprinde toate teatrele din țară. Este o pagină plăcută pe care poți să o citești de multe ori. Și să o ții minte. Și să o ții minte. De fiecare dată. Că e prima dată când apar la TV. Nu cred că prind până la distrit. Vroiam să-i mulțumesc îndeosebi domnișoarei directoare pentru că m-a acceptat, să zic, în trupă și mi-a dat ocazia să lucrez cu câțiva oameni minunați. Și cred că și trupa îi mulțumește din punctul ăsta de vedere și tot personal țin să-i mulțumesc domnului Dabija pentru, nu vreau să sune și nu vreau să fie cuvinte mari, pentru onoarea de a mă lăsa și de a mă accepta și de a mă îndura
să lucrez cu dansul. Îți mulțumesc, domnule Dabija. Hai că e parastastea. Cât de important, cât de important este pentru un actor să lucreze cu un om precum Alexandru Dabija, eu știu, Măniuțu, tot aici a fost Hauswater, deci nume foarte importante în peisajul teatral. Nu vă uitați urât. Nu, să zic eu, zic eu. Nu. Să lansez puțin, hai să lansăm puțin întrebarea, adică iertați-mă, comentez puțin întrebarea. Cât de important să faci, are două direcții lucru. Lucru cu un regizor care are un nume sau care are o anumită importanță pentru o mișcare teatrală, se poate împărți în două. În lucru propriu zis, de multe ori lucru propriu zis, poate să fie urmat de un spectacol care nu are o mare, nu are impact. Impactul unui om la început de carieră de a lucra cu un asemenea regizor, pentru că e o șansă pentru oricine, exact cum... Păi stați un pic, că dacă poate să lucreze ca un mare regizor, dacă le pune câte un sac în cap tuturor și îi pune să fugă pe jos, pe aici, nu-i vede nimeni, ăla nu e un lucru cu un mare regizor. Serios, nu e un lucru cu un mare regizor. Deci asta spuneam, se împarte în două. Poți să lucrezi cu un mare regizor și să nu faci absolut nimic, sau poți să lucrezi cu un mare regizor și să mai înveți câte ceva, sau să reușești să joci un rol, sau să faci un spectacol foarte bun. Deci întrebarea are foarte, foarte, foarte multe fațete. Mai ales pentru puști, pentru copii, pentru oameni care au terminat facultatea de un an, doi, și care nu au, normal că nu au, normal că nu au experiență. Cred că lucrul ăsta e important pentru maturizare, pentru într-un fel să înveți niște lucruri, și în al doilea rând e foarte, din punctul meu de vedere, e mult mai important dacă îți verifici ce ai făcut, ce ai lucrat în spectacol cu spectatorii. După cum vedeți, cred că e a 10-a oară când eu spun că spectacolul de multe ori e nu mai important, dar e partea cea mai grea care urmează. Și ce încerc eu să le transmit și cu ocazia asta public, încerc să le transmit bucuria de a juca pentru spectatori. Ăia sunt. Le-am povestit la o repetiție că reprezentam România cu glorie în, nu știu ce, în 2000 sau nu știu când a fost expoziția internațională de la Hanovra. Și la Hanovra, în Germania, am mers cu un spectacol de-al meu care avea vreo 80 de oameni în distribuție și se juca într-o sală de 1000 și ceva de locuri în care au fost 2 spectatori. 2. Nu 4, nu 6, 2 spectatori, au sală uriașă, 1000 și ceva de locuri, erau 2 inși din Noua Zeelandă, sau că i-am cunoscut, ne-am împrietenit, era așa de intimă. Și pe scenă era o revărsare de coruri, de costume, era un spectacol mare, era un spectacol foarte mare. S-a jucat, a fost unul dintre cele mai frumoase spectacole pe care le-am văzut și le-am jucat, pentru că s-a jucat și cu un chef. Că am râs, normal, am trecut de tragedie, am dat... A râs toată lumea la un moment dat, după ce ne-a căzut totul, calciu, totul, după ce ne-am întristat, s-a jucat atât de bine, oamenii au fost atât de fericiți, ăia doi li se adresau un spectacol atât de mare și totul a fost minunat până la urmă și pentru noi. Deci ideea, în continuare, susțin, pentru actori e important să lucreze cu mare regizor sau mic sau așa, e important să înveți, dar important este ca lucrurile alea să le poți transmite la spectator. Și acum ziceți voi, cât de important. Eu pot să plec. Una din fațetele despre care vorbea domnul Dabija. Deci ce înseamnă lucru cu astfel de oameni? Sincer vă spun, răspunsul care vine acum în minte este: eu sunt mic, nu știu nimic. Pare foarte important. Deja am avut ocazia să lucrăm cu mai mulți regizori importanți din România și apreciem fiecare ocazie care ni se dă să avem parte de 4 săptămâni, ori chiar 5 săptămâni de lucru în prezența unor astfel de oameni și să profităm cât mai mult de experiența lor, de tot ce ar putea să ne învețe, să ne transmită mai departe din cunoștințele dumnealor. E foarte important. Nu știu cum să vă răspund altfel. Pentru... Zi un lucru pe care l-ai învățat. Unu.
să zice. Dumneavoastră? Da. Ai răbdare. Ai răbdare. Okay. Și asta este lucru pe care cred că l-am apreciat cel mai mult la dumneavoastră. Sau printre lucrurile pe care le-am apreciat foarte mult la dumneavoastră, faptul că ați avut o răbdare formidabilă cu noi. Absolut formidabilă. Da, și că ne-ați acceptat tinerețea și neputințele și lipsa de cunoștințe și toate insuficiențele pe care le avem noi la vârsta pe care o avem. Eu personal am terminat facultatea acum 2 ani, deci tremur și acum dacă mă gândesc și dacă vorbesc despre experiențele astea. Domnule Dabija, spuneți-mi cum ar trebui să plece la sfârșitul acestei săptămâni spectatorii din sală. Cum ați fi mulțumit să-i vedeți plecând? Bucuroși. Fericiți. Pur și simplu, bucuroși, da. Fericiți, da. Fericiți, bucuroși. Bucuroși. E chiar pur și simplu un spectacol și cuvântul ăsta și-a pierdut din luciu. Divertismentul sau comedia sau... Au devenit suspecte, au devenit cuvinte suspecte. Asta, omul când râde, înseamnă că ești neseios. Ceva nu e în regulă. Da, ceva nu este în regulă, adică nu poate să-ți fie bine. Sau sunt vestitele texte care se foloseau înainte de 89, să mai râzi înainte. Îți folosesc tot timpul, râzi ca să mai uiți de necazuri. Sigur. La teatru să uiți. E bine la teatru. Una e umorul și alta e bășcălia. În România cred că se face foarte multă bășcălie, puțin oameni cu simțul umorului. Asta e un dat național, n-avem ce să-i facem. Este un dat național. Nu, chiar nu cred că mai poate fi îndreptat, se și comentează foarte mult, e adevărat, dar în același timp România a dat Caragiale, uite, de aici, că a reușit să facă media asta între bășcălie, umor și farsă și tragic la un moment dat, completă. Noi nu facem bășcălie aici. Spectacolul nu este de bășcălie. Cred că este un spectacol onest și încercăm să fie un spectacol profesionist de divertisment. Asta e titlul pe care l-aș da eu spectacol. Și atunci omul trebuie să plece bucuros de acolo. Deci să creadă că îi se oferă ceva făcut cu muncă, cu trudă, deci nu e ceva ușor, nu e ceva făcut în 2-3 zile, hai să face, deci nu-i vorba despre bășcălie, nu-i vorba de a zgândări cele mai josnice instincte ale spectatorului, de a-i mângâia lui gusturile dubioase, deci atât timp cât se face cu efort, ok. Da, e un efort, dar e cu cântecele, e cu fugăreală, e cu căzături, e cu... Da, asta e. În tot acest spectacol, cu siguranță sunt foarte multe momente surprinzătoare. Aș întreba, un regizor mare poate învăța de la o trupă mică? Îi întrebați ce ați învățat de la mine și a venit un răspuns pertinent. Răbdare. Să ai răbdare. Asta este într-adevăr o virtute. Dar se întâmplă și regizorii mari să învețe la acești debutanți unele lucruri? Sigur, este o întrebare care poate să pară ușor deplasată. Nu e nicio întrebare deplasată. Dar depinde foarte tare. Da. Răspunsul este da. Răspunsul la întrebare, răspunsul direct este da. Sigur că da. Înveți. Poți să înveți, poți să ai și surpriza câteodată, chiar să, nu numai să înveți, chiar să descoperi, nu numai să-ți confirmi niște lucruri, dar să descoperi niște lucruri care nu ți-ar fi dat prin minte niciodată că există sau că se pot face așa. E adevărat, dar nu e întotdeauna cazul. Deci nu se învață obligatoriu, nu pot să spun că abia aștept. Deci nu am un respect dăruit tinereții suficiente, eu. Adică nu cred că tinerețea este de ajuns. O valoare în sine. Adică faptul că sunt tânăr, am avut multe, nu numai discuții, chiar și conflicte cu actori. N-a fost cazul aici, în care e tipul ăsta de obrăznicie la unul, chiar e obrăznicie, dar e nejustificată. Deci eu chiar nu cred că tinerețea este o valoare suficientă și sigură.
Deci de învățat, dacă am învățat ceva acum de la copii, de la trupa din Petroșani, aș zice și eu că tot răbdarea ta. Și eu mi-am cultivat răbdare. Nu cred că am învățat sau am aflat un lucru nou. În schimb, pot să spun că am lucrat cu plăcere, că se lucrează cu plăcere. Și de fiecare dată când lucrez cu plăcere și când repetițiile sunt în ordine și dacă și spectacolul o să iasă bine, ea se traduce prin simplu fapt că mai vrei să mai faci. Dacă vrei să mai faci, mai faci un pas mai departe. Da, se poate învăța. Putem învăța. De data asta n-am învățat mai, n-am avut ce învăța. Pentru că asta ține foarte tare de, nu numai de educație, ține și de... Vedeți, spuneați, așa ați și început, că e o perioadă agitată și că e lumea, e circ, e în stradă, e circ unde suntem noi acum la televizor, e circ. E un circ, e o perioadă de mare derută, într-adevăr, și n-aș vrea să intrăm într-o discuție profundă despre, ei toți abia acum au terminat școala. E o problemă a învățământului teatral românesc, are o problemă, pentru că nu cultivă foarte tare personalitățile puternice actorice. Cultivă niște meseriași, niște meșteșugari. Executanți până la urmă. Ceea ce, da, e și asta o dimensiune. Da, e și asta o dimensiune a meseriei. Asta este. Este și dimensiunea asta de artizanat, de meșteșugar, de meserie. Dar dincolo de asta, ca să înveți de la un actor tânăr, ar trebui să aibă o personalitate extrem de puternică. Extrem de tare și pentru asta trebuie să fie format într-un anume fel. Ori deocamdată noi suntem la poli în care, după cum ați văzut, e o onoare să lucrăm, eu sunt încântat că sunt tineri și deci e un joc aproape social între noi. Echipa condusă de directoarea Nicoleta Bolcă, impulsivă, energică, n-am avut șansa. În viteză, n-am da. N-am apucat. Mi se pare că directorul Teatrului Dramatic Ide Sârbu trăiește de la 3 ani sus. Bine face. Are nevoie teatru românesc de astfel de oameni sau e bine să trăim în sertar? În general, aceste instituții sunt conduse în țară și casele de cultură și de oameni care au o maturitate profesională. Cred că e bine, limpede că e bine. Da, știți ce se vede că nu e în ordine? Nu aici. Ce se vede că nu e în ordine în sistemul nostru teatral și cultural și cum vreți să-i spunem de management este că e cum e directoarea de aici de la Teatrul de Petroșani, după un an, doi, în mod normal ar trebui să o ia o firmă mai mare. Cam așa se face. Marile corporații, cam așa, unde apare un om de tip, de energie și care reușește să facă dintr-un loc Petroșanii. Acum, iertată să-mi fie și lipsa de modestie, dar în același nu-i bine să fim nici așa de ipocriți. Vedeți că toți actorii asta spun că au avut șansa să lucreze cu niște regizori mari. Da, mărturisesc că pentru mine este surprinzător faptul că au venit niște nume aici. Da, și asta pot să vă spun, din nou zic iertată să fie lipsa de modestie, suntem câțiva regizori destul de vânați și cu programele extrem, extrem de încărcate. Și meritul este întotdeauna al directorului, clar, nu? Al directorului care face invitații și după aceea și a trupei care răspunde sau nu răspunde comenzilor regizorale. Deci, să răspund și la întrebarea dumneavoastră, să nu fac cum se face la televizor, să nu răspund la întrebare. Deci, cred că așa trebuie să fiu director, da. Și cred că și singura șansă acestui teatru este asta. Echipa din jurul actorilor, pentru că se aprind becuri, se montează un decor, sunt lucruri foarte importante pentru reușită în sine. Oamenii din umbră, fără de care perspectiva ar fi sumbră. Acum a zis bine, oamenii din umbră sunt în umbră. Deci oamenii din umbră sunt cam în umbră, nu-i prea vezi. Deci oamenii din umbră sunt întotdeauna într-un teatru, se formează în ani de zile și acum iarăși n-ajungem să vorbim din
Iar în 2 timp și 3 mișcări ajunge la salarii. În 2 timp și 3 mișcări ajunge la salarii. La recompensă, la recompensă, la trai, la viață, la... Și aici începe toată lumea să se văicărească, dar pe bună dreptate. În teatru se pierd meseriile. E foarte greu să angajezi tehnicieni. Ei nu-i găsești. Ei nu există. Ei se formează în an de zile. Sunt meserii care se... în care e o combinație de pasiune, talent, obligatoriu. Trebuie să ai talent și să fii recuziter și să tragi cortina și nu mai vorbești, să aprinzi lumina și să dai muzica. Majoritatea oamenilor care fac lucrul ăsta, abia acolo cred eu că se aplică mult mai tare decât la actori cuvântul pasiune. Deci cred că oamenii care stau în umbră și fac lucru, și fac treaba bine, o fac chiar numai din pasiune. Chiar numai din pasiune. De multe ori chiar mă întreb de ce o fac. Deci din punctul ăsta de vedere, să vă răspund la întrebare, da, e un teatru care funcționează, dar iar revin și zic, trebuie să joace mai multe spectacole. Aici ai. Și cu 2 spectatori în sală. Și cu 1. Da, și cu 2 și cu 1. Da, e un exercițiu pe care trebuie să-l faci, pentru că altfel se transformă într-o bucurie a laboratorului, cam cum ar veni. Știți cum e? E o pregătire continuă și spectacolul, dacă lipsește... Este adus în discuție din ce în ce mai des, la nivel național, nu la Petroșani neapărat, rentabilitatea culturii. Adică e rentabil să ții un teatru, să subvenționezi un teatru. E o prostie. Bun, spusă de politicieni în principiu, de cei care ar trebui să stimuleze din punct de vedere economic acest sistem. Ca să nu devin politic, ca să nu facem o discuție politică, nu vreau asta. Nu, nici nu o fac. Dar vă dau un exemplu. Poate știți, pe scena internațională, nu știu dacă s-a rezolvat, că de când lucrez la Petroșani nu mai știu ce se întâmplă în lume. S-au oprit informațiile în curbă. Există o țară europeană unde e și parlamentul ăsta, unde e și Bruxelles, Belgia se numește. În Belgia nu există guvern, atenție, deci nu au guvern, e o criză guvernamentală care ține, cred că de vreun an jumate. Deci nu reușesc să facă nici alegeri, nici nimic. Belgia a fost singura țară europeană care a avut creștere economică. E râsul lumii. O să studiați și o să vedeți. E o discuție care se poartă în cercurile politice, s-a purtat. Deci a fost o țară și atunci, vin la întrebarea dumneavoastră, dacă asta cu rentabilizarea... Se discută. Bineînțeles. Da. Și eu discut și probabil că și lumea din stradă discută dacă e nevoie de parlament. Dacă e nevoie să cheltuiești atâta amar de bănet, nu de cât cheltuiește un teatru. Un teatru cred că cheltuiește cât o scară de servicii. Da, am înțeles că 7 miliarde sunt fondurile guvernului pe un an. Deci, discuția este stupidă, absolut stupidă. Cum îi ținem pe acești tineri talentați în teatru? Pentru că ei ar putea migra spre alte zone. La un moment dat, sigur, pasiunea poate fi... Nu știu, n-aș putea să răspund la asta. Tot ei trebuie să răspundă. Cum poți să-i ții... De ce stau într-un teatru? Eu să fiu în locul lor, aș pleca. Sincer să fiu, da. N-aș practica această meserie. Mi-este foarte greu. El a vrut să facă meseria asta, nu l-am lăsat. Cred că aveți o carte. Cum să trăiești cu acești bani într-o altă localitate, probabil subvenționat tot așa de acasă. Cum e? Să fie... Nu știu, vreau să vă răspund mai degrabă la prima dumneavoastră întrebare, la cum îi ții pe niște actori într-un teatru. Nu cred că trebuie să-i ții. Adică, până la urmă, chiar vorbeam astăzi cu o colegă că meseria asta, până la urmă, e o meserie vocațională și nu cred că e vorba de... Da, într-adevăr, până la urmă îți asumi niște lipsuri care există și de care ești mai mult sau mai puțin conștient, dar... Orice adolescent când termină clasa 12-a și se pregătește să dea la facultate, părinții zic nu da la teatru că o să fii cap de familie. Deci nu putem spune că n-am fost avertizați, ci într-un fel sau altul am făcut o alegere și ne asumăm și nu cred că ar trebui să ne țină cineva, să ne ofere niște condiții extraordinare. Și da, nu știu, curios mi se pare mie că și cum văd eu lucrurile că nici n-ar trebui să avem super condiții, pentru că după aia nu cred că ne mai putem face meseria bine.
când avem, când condițiile sunt de super lux, nu mai ai de ce să faci actorii. Cum e publicul din Petroșani? Publicul? Cum să fie? Ca orice alt public. Public, nu înțeleg exact întrebarea. Există o diferență între publicul din Petroșani și de altundeva? De exemplu, îmi spunea Grigorie Leșe că e un public mult mai sensibil. Am avut un eveniment la un moment dat în Peștera Bolii și spunea lucrul ăsta. Simte un vibe altfel decât în alte zone. Este un public mai încrâncenat, este un public mai relaxat, este un public pe care îl simțiți că e altfel? Da, am înțeles, dar lipsa mea de experiență își spune inevitabil cuvântul. Nu pot să fac comparații cu multe alte tipuri de public, pentru că n-am experimentat atât de multe tipuri de public ca să pot deja să le triez și să le împart în categorii, dar... Vă dați după vișini, nu știu. Acum... Vă dați după vișini, public bun. Păi da, așa e, până la urmă, dar e publicul, e un public, da, e un public bun, da, e un public bun. Adică pentru noi e un public bun, că asta urma să zic. Pentru noi, până la urmă, e un public bun, asta. Pentru că are o relație bună cu teatrul de aici și că pentru că e teatru, e publicul de aici. Îmi spune că din ce în ce mai multe pretenții, trebuie să avem microfon. Da, scuze. Discutasem la un moment dat cu o tanti de la bancă și mi-a spus cum e spectacolul, pentru că nu mai vrem să venim la orice. Ultimul sau penultimul, mă rog, nu mai contează care, a fost prost. Deci ce fel de umor e? Și asta, din punctul meu de vedere, asta înțeleg eu prin pretenții. Se cam satură de umorul prost de la televizor, de la oricum tot ce vezi până la urmă, TV-ul ăsta. Pentru că eu cred și în reîntoarcere. Bine, nu chiar tot, da. Mă rog, sunt unii care se uită. Eu chiar cred că oamenii și publicul de teatru o să se întoarcă tot la teatru. Deci teatrul nu o să moară niciodată. Și cred că acum, în 2012, o să vină... Nu din cauza că, mă rog, nu mai are ce să vadă la televizor sau nu. Cred că e pur și simplu o chestiune de energie, de ceea ce simte. Pentru că, până la urmă, ne putem uita și la televizor, sunt comedii bune, spectacole bune, filme, tot ce vrei tu. Asta e. Televizorul deja nu mai e o curiozitate. Am văzut 3D, 7D, 1000D, câte o să fie. Dar... Nu mai are niciun efect. Deja omul vrea să simtă live, să vadă niște oameni, să simtă energia, emoția, absolut tot. Cred că asta o să, până la urmă, o să reîntoarcă oamenii la teatru și cred că deja începe. Și publicul din Petroșani începe să aibă pretenții, mai ales de când, în ultima perioadă, datorită domnișoarei director, au venit... regizori destul de mari și atunci și spectacolele au fost pe măsură, pentru că e firesc, și atunci și publicul începe să se cultive, poate e prea mult spus să se cultive, că acum nu fac pe nimeni prost, dar pretențiile cresc. Teatrul s-a împlinit acum câțiva ani 60 de ani. Vreau să zic că totuși teatrul a împlinit 60 de ani și pe scena acestui teatru, sau poate pe aceea din Colonie, dacă nu mă înșel, au jucat nume precum Claudiu Bleonț, Magda Catone, sunt foarte mulți actori buni și regizori mari care au montat aici. Îmi cer scuze, vocea mea este un pic... De radio. Da, am forțat un pic niște cântecele și nu mi-a ieșit bine. Nu cred că începe să aibă pretenții publicul. Iubitorii de teatru au venit dintotdeauna, vor continua să vină. Bineînțeles că le va plăcea ceva sau nu le va plăcea. Teatru e o formă de entertainment și asta va rămâne. Cred. Nu cred că de 2 ani au văzut 2 regizori și au început să strâmbe din nas. Da, de acord, împărtășesc. Poate să le placă un autor sau un altul, pot să le prefere drama sau comedia. De gustibus, aut bene, aut nihil. Atât am vrut să spun. Care este momentul preferat din Nunta lui Figaro? Al meu? Da. Finalul.
Da. Se termină. Șahmat. Să ne întoarcem la începutul acestei discuții. Ați reveni oricând la Petroșani, probabil. Da. Da, cu drag. Ca și în, ca și în alte orașe mici, unde ați... Cu drag, îmi place, da, ca să ne întoarcem definitiv acolo, da, da, da. Sunt, de fapt, dacă le și împărțim așa, în provincie se lucrează mult mai bine decât se lucrează în București, dacă împărțim așa între provincie și București, teatrele din provincie sunt mult mai bune decât teatrele din București, în general, dacă facem o medie pe țară, sunt teatre în provincie în România care sunt chiar extraordinar de performante la ora asta. Și depinde foarte tare de fiecare om în parte, până la urmă, și omenește și, și artistic sau creativ, cum, cum vreți să-i spunem. Mie îmi convine mult mai tare statutul ăsta de provincie, statutul, care, statutul actorilor tineri, statutul actorilor fără, fără foarte multe alte preocupări extra-teatrale care îi împrăștie, statutul oamenilor care, sunt, care se pot aduna și care își oferă tot timpul și toată energia lor. Sunt de acord cu energia, cu ce spunea Ioana, da. Asta va simți publicul. Întotdeauna va simți asta. Va simți în spectacole. Deci nu e vorba de spectacole bune, de gust sau de... Nu e de gust aici. Poți vorba spectacole mai modeste ca, nu știu, ca investiție de idei sau de asta, ca, mai, mai modeste sau, și ca text. Asta nu e un text în care să rezolve problemele omenirii sau să-ți pună niște întrebări fundamentale sau să te să pleci pe gânduri. Dacă îl joci bine, bine și cu chef, e minunat. Facem o scurtă pauză, revenim pentru finalul acestei discuții vis-a-vis de ceea ce se va întâmpla aici pe scena Teatrului Dramatic Ghide Sârbu, nunta lui Figaro. Spuneam că mulți dintre dumneavoastră probabil știu, mulți nu știu ceea ce se întâmplă în această săptămână la Petroșani, o premieră pe care nu trebuie să o ratați, spunea un moderator de televiziune devenit între timp politician, pentru că nici nu știți ce veți, nici nu pierde. Știți ce veți pierde. Sigur că da. Așadar, aici pe scena Teatrului Dramatic Ghide Sârbu, o nuntă cu mireasă, o nuntă cu repetiție, cum s-ar spune, fără a avea vreo legătură cu titlul unei capodopere în acest sens. Iată și mireasa, altfel decât ați văzut-o până acum. Există și o noapte a nunții. Nu se mai poate spune la televizor, se va, se va transmite la radio. Vom și exemplifica puțin ceea ce se va întâmpla aici. Iată-o pe Irina cu partenera de scenă din Cristina. Așa o cheamă pe partenera, da? Nu am făcut încă, nu s-a prezentat la începutul emisiunii. Încercăm o replică din piesă? Se poate? Da, sigur că, cum să nu, da. A găinii? A, da? A găinii? Ce face găina? Sunt și două găini, Cristinuța și? Tamara. Tamara, Laura. Are două nume. Am înțeles, da. Care este numele și care este prenumele? Deci ce vor face în, în piesă? Codăcesc. Atât? Va fi un moment color. Și sunt, cum se cheamă, cu ce l-a prins pe ministrul ăla, că a fost acum vreo câțiva ani, când l-au prins, nu? Era un, un ministru care îi ducea unul, un porc sau ceva. Niște caltaboși. Caltaboși sau ceva, exact, asta e și găina asta face aici, da, slujește drept mită în justiție. Oh! Și din când în când cârie. Da. Sperăm că o să cârie la spectacol, să nu aibă trac găină. Spuneați că lumea trebuie să plece împăcată cu gândul că acest moment a fost unul de bună dispoziție și atât. Trebuie să plece veselă de la teatru.
Spectacolul nostru nu e neapărat, totuși, am zis că e divertisment și că anunț, nu vreau să o dreg acum, dar e... Nu e numai adresat instinctului primar de a-l face să râdă pe om cu orice preț. Nu e asta. Dar omul trebuie să plece bucuros de aici. Dacă poate să plece bucuros și cu o stare de bine de la teatru, e în ordine. Eu cred că e bine. Și asta ține foarte tare, iarăși reveni la cuvântul, cu energia, cu cheful, cu... Deci o bună dispoziție împărtășită. Ce vorbeam aici? Vorbeam despre diferența dintre spectacolul viu până la urmă și, mă rog, televiziune, stradă sau ce vrem, cum vrem să-i spunem. Ce reușește să, ce poate să facă teatru este asta, să împărtășești împreună cu niște oameni ori o bucurie, ori un gând, ori o tristețe. Sunt lucruri care par locuri comune, dar ele de fapt sunt profunde. Și misterul pe care îl are la ora asta publicul românesc, pentru mine rămâne un mister. Asta. Da, umple sălile de teatru. Peste tot. În țară, peste tot și în țară. Nu știu, la Sibiu, de exemplu, la Sibiu, unde se joacă niște spectacole. La Suceava, da, da. Extrem de dificile, nu știu, să umplu sălile, să pun la Cluj, am făcut la Cluj un spectacol, Gelu Naum, o sală uriașă, se umple sala. Deci, lumea vine la, nu mai spun de la mine, la Odeon, la teatrul meu, de la București, la teatrul unde lucrez, la București, e plin tot timpul și lumea vine lumea la teatru. Asta înseamnă că nevoia asta profundă a omului de a vedea, dincolo de text, de regizor, dincolo de toate astea, de a avea contact cu spectacolul viu, cu emoția care se poate transmite nemijlocit, e reală. E o nevoie foarte, foarte mare. Și noi cu găinile, da, am și venit și cu găina. Avem și necuvântătoarea cu noi, adică energia pură, cum ar veni. Fără, a zis ceva. E fără, cuvântătoare. Deci. Da, fără intelect, cum ar veni. A zis Coco. Da, a zis Coco. Ține reușita unui spectacol de contextul social general? Da, cum să? Ține foarte tare. Deci, da, prin reușită înțelegem dacă are impact, dacă evident, înseamnă ceva. Evident, dacă, are dacă ar mai veni lumea a doua oară. Sigur că dacă ține de asta. Sigur că da. Și din punctul ăsta de vedere, dacă aș fi știut că e cu proteste, dacă aș fi știut dinainte, sigur că ar fi fost mult mai bine un spectacol mai obraznic și mai... Teatru trebuie să-și facă și datoria asta, nu de să stârnească social, da. Să-și spună cuvântul. Păreți o breaslă alergată de vremurile astea. Nu cred. Cred că suntem mai prea mici pentru vremurile astea. Breaslă. Vorbesc acum strict de breaslă. Cred că avem probleme din interiorul, din interior. Problemele noastre și ale oamenilor și de creație și din asta nu ne lasă să fim ce ar trebui cu adevărat să fim. Adică să fim puțin mai altfel, că de-aia omul dă niște bani acolo să vină să vadă la distracție, cum ar fi chiar și distracția asta de acum, pe care o facem noi cu spectacolul ăsta. Trebuie să vadă ceva mai mult de atât. Ar trebui să fim puțin mai extraordinari, nu atât de obișnuiți. Și breasla la ora asta nu se comportă ca o breaslă responsabilă. Nici banali nu sunteți. Da, nici grozavi. Deci o dăm la mine. Nu suntem nici banali, dar nu suntem nici grozavi. Asta e și fenomenul care se întâmplă acum, că se face grozăvie din orice. Din orice prostie, din orice tâmpenie, din orice ideea de a înveseli omul este plutește. De ce nu mai avem teatru la televizor? Nu spuneți, întrebați-vă pe voi. Nu. Există o problemă, cu excepția unor canale de nișe care, mă rog, iau anumite lucruri. Țin minte că în anii 90 a existat o tentativă a unui post comercial care... La acel moment a fost apreciat. Acum nu mai există tendințe în acest fel. Teatru la televizor. Ce era în anii 90? Nu înțeleg. Pro TV-ul. Ah, am participat la ea. Da, am participat. A fost interesant. Da, dar nu se datora vreunei mari idei. Se datora faptului că... Bun, disponibilității de a avea. Pe mine mă dăduse afară de la Odeon, eu sunt prieten cu Sârbu și am făcut-o și făcea niște spectacole. Da. Deci, da. Era și Măniuțiu. Da, păi cu Măniuțiu, da, eram o gașcă. Da, am fost dat afară de la teatru și așa a apărut Teatru Act și fenomenul de la Pro TV. Am făcut un soi de asociație din asta. Am produs niște spectacole particulare, că nu mai aveam locul nostru în care să ne facem treaba. De ce nu se face teatru la TV?
Că e foarte greu, în primul rând. E foarte greu de făcut, e foarte greu de făcut de calitate. Pentru că ce se face, oamenii au dreptate, este îngrozitor de plictisitor, îngrozitor de plictisitor, și nu ajunge numai ideea, dar de ce nu se mai cântă muzica populară cum se cânta? Nu, că nu se mai cântă cum se cânta, că unde e Sile Dinicu? Nu mai e Sile Dinicu. Deci, teatrul la TV, unde sunt actorii noștri care făceau la televizor? Era o plictiseală de moarte. Dacă se dau acum spectacolele alea, doar nu așa. Nu era altceva și exact, asta compensa. Exact, nefiind altceva, acum concurența cu, nu e concurența. Realitatea este că teatrul TV este o formă, după mine, părerea mea, o formă pervertită de cinema, de până la urmă, nu poate să fie. E foarte greu de făcut. Teatrul TV, de adevăratele acum ar veni, presupune la un moment dat efortul aproape dublu cât la un film, ca să poți să transmiți tipul de energie pe care îl are teatru, tipul de spectacol viu, să poți să-l traduci plastic și cinema, să-l traduci în cinema pe TV, e mult deci prea a trecut situat. Vremea teatrului. Eu cred că da, TV. Deși discuția, dacă mă aude, deși propunerile sunt să facem, acum mie mi se propune să fac scrisoarea pierdută la televizor, de exemplu, acum, va trebui să facem cândva. Investiția, vorbesc și financiară, și de bani, și este de timp, foarte mare. Ar trebui să fie uriașă. Ori deocamdată el e la nivelul, dar de ce să nu mai facem? Hai să mai facem. Nu ține să o faci numai cu găina. Concurezi cu cinema, concurezi cu emisiuni de grele, cu... Na, în sfârșit. România, apropo de acest clișeu, toată lumea spune că nu se mai uită la televizor, la producțiile îndoielnice. Dacă întreb 10 oameni pe stradă, spun ceva gen, eu mă uit la Discovery și totuși Discovery are sub 1% cotă de audiență în România. E un soi de ipocrizie de care nu reușim să scăpăm. Absolută. Întrebați-i la cât se uită la porno și o să vedeți ce... Ipocrizia este absolută. Tuturor ni se întâmplă. Deci ipocrizia este absolută. Da, da. Da, ipocrizia este absolută, sigur că da. Nimeni nu recunoaște că face asta, dar putem să ducem, dacă voi, asta e deja talk show acolo, e ușor, dacă observați... Bun, spuneți-ne și o gazetă, că vă prindem rar, asta e de la... Pune și o gazetă minunată, ca să zicem așa, vârful de lance al intelectualității românești, care este dilema veche, gazeta, nu, care este o gazetă, în sfârșit, acolo scriu mințile da. Luminate ale țării. 99% din ce se scrie în gazeta aia se comentează ce se întâmplă la televizor. Urmăriți-o, faceți statistici, aici nu e vorba de gusturi, aici e vorba de un contabil, trebuie să vină un contabil. Și o să vedeți că sunt tot soiul de spirite luminate, minunate, oameni inteligenți, dar care, una peste alta, povestesc cu indignați de cele mai multe ori ce s-a întâmplat la televizor. Ce s-a întâmplat? Nu, am văzut la televizor așa ceva, nu se întrebare de unde știu? Păi de la televizor. Deci se uită la televizor. Oamenii se uită liniștiți la televizor. Da, e o ipocrizie și gata. Despre această scară a valorilor s-a tot discutat în România că nu este normal să fie, eu știu, Patapievici și Alina Plugaru pe aceea scară, că au răsturnat-o, sunt așa, nu mai sunt așa. Ar trebui să ne preocupe foarte mult lucrul ăsta, că în cercurile culturale cu pretenții se discută din ce în ce mai des despre treburile astea. Cred că ia prea, adică ar lua mai mult timp asta, discuția asta la nivelul ăsta. Aș prefera să o ținem la teatru. Da, discuția asta ia prea mult timp. Nu știu, atâta timp cât ca intelectual și ca și artist. Meseria noastră este să ne dăm în stambă. Asta e o expresie pe care o folosesc pentru când te expui. Asta este meseria noastră. Meseria noastră este să vină cineva, să dea cu banii, găina cotcotecește, noi facem spectacolul, jucăm. Asta este meseria noastră, să ne arătăm. Pentru marea majoritate a oamenilor, ideea de a te expune public, ideea de a te apărea în public, la televizor, pe stradă, pe balcon, la fereastră, oriunde, ideea de a apărea public, de obicei este o formă sau de exhibiționism, deci o manifestare de frustrare, după părerea mea, sau pur și simplu un interes.
Deci de popularitate, de a obține popularitate. Asta, iarăși, orice studiu politic confirmă că cine apare des la, pe sticlă, cine e acolo, câștigă alegerile. Nu se discută nici la noi, nici în altă parte. Deci, ideea dacă ești, dacă, nu știu cine e Alina Plugaru, dar nu știu, îmi pare rău, dar dacă... O artistă. Da, dacă ești o artistă. Deci, ideea când te expui public la nivelul cu Patapievici, intelectualității de vârf, sau a unui artist dubios, să spunem, sau unui artist dubios, în momentul în care te expui public, ești identic. Ești acolo. Suntem toți în aceeași ciorbă. Eu fac această meserie, am tot respectul pentru colegii și de multe ori prietenii mei care fac ce se cheamă, nu știu, șușe, teatru de revistă, stand-up comedy. Da, sunt oameni care își fac meseria. Există fenomenul ăsta în România, stand-up comedy, că se există tot și destul de bine. Da, și destul de bine. Cred că românul fiind vorbăreț și bășcălios, cum zicea, stand-up comedy e o formă de bășcălie. Asta e. Da, este o formă de bășcălie. Uneori genială, uneori spirituală, vorbim de părinții, deci de cea originală. Deci forma de stand-up comedy asta este. Este o formă de a face bășcălie, de a exorciza publicul, de a exorciza public o grămadă de teme. Și românii au asta în sânge. O au în sânge. Deocamdată se face așa în cluburi. Dar în curând o să o vedeți la săli mari. E o concurență serioasă pentru teatru. Pentru că publicul va adora lucrul ăsta și costă puțin. Costă nimic. Sare un băiat dintr-un Logan și pe gata. O scenă și... Da, e adevărat. Aici costă. E cu lumini, cu decoruri, cu costume, cu texte, cu traduceri, cu Beaumarchais, cu... Da, asta e. Găini. Găini, da. Mulțumesc pentru că ați acceptat acest dialog. A fost o plăcere și, în același timp, onoare să stau de vorbă cu dumneavoastră și cu cei cu care ați colaborat și sper că veți colabora. Sigur, nu sunt un cunoscător al fenomenului teatral, nu sunt aproape de teatru, ca să nu fiu ipocrit, însă apreciez oamenii care fac ce faceți voi dumneavoastră, fără a avea pretenția că susțin foarte mult fenomenul din interior. Eu, de fapt, am vrut să le arăt oamenilor că Dabija poate să apară și la o televiziune mică și să mediatizăm acest lucru care simt că va fi unul bun. Mulțumesc încă o dată. Mai mulțumim. Să veniți la teatru, nu cumva să lipsiți. În ultima seară la meeting au fost... 2-3, înțeleg, deci nu aveți niciun motiv să stați acasă. Veniți să vedeți ce a făcut un om extraordinar alături de niște tineri talentați, extraordinari. Muzica.